Mulțumim Domnului pentru timpul care l-am petrecut până acum în casa Lui. Mulțumesc copilașilor care au fost cuminți. Domnul să-i binecuvinteze. La încheiere vor primi și cadouri pe tema asta. Domnul să vă binecuvinteze. Dar înainte de a încheia, aș vrea câteva gânduri, așa cât îmi permite timpul, câteva fraze, să răspund la o întrebare care mereu ne provoacă mulți din jur, întrebându-ne de ce trebuie să sărbătorim nașterea Domnului, pentru că nicăieri spunea, nu este cerut în Biblie. Așa spun unii. Și m-am gândit la răspunsul la această întrebare, cel puțin din 4 puncte de vedere, care aș vrea să le descriu în limita timpului care ne-a mai rămas. În primul rând, de nașterea Domnului s-a bucurat nu numai pământul, ci și cerul. Ați văzut, a venit îngerul, a vestit nașterea Domnului, a spus că s-a născut deja, s-a unit cu el o oaste cerească și au lăudat și au slăvit pe Dumnezeu și le-a spus și păstorilor, bucurați-vă! Dar nu numai păstorilor, a spus, e o bucurie pentru tot norodul. Trebuie să ne bucurăm, avem dreptul să sărbătorim, dacă cerul s-a bucurat și a sărbătorit, și noi cred că e bine să sărbătorim. Și Dumnezeu să ne ajute să avem o inimă bună ca să sărbătorim. Sigur, ne-a spus îngerii sau le-a spus păstorilor, bucurați-vă! Bucuria este de fapt rezultatul căutării și găsirii. Păstorii au căutat și au găsit. S-au dus să se intereseze, este așa sau nu este așa? Nu doar spuse, realități, mărturii, pipăite. Și s-au convins că da, este așa. Știți cum s-au întors de acolo? Până atunci doar li s-a spus, bucurați-vă! Dar de acolo, de la Iesle, s-au întors lăudând și slăvind pe Dumnezeu și s-au bucurat. Doamne, ajută-ne să căutăm și noi, să-L găsim pe Domnul nostru Iisus Hristos și să ne bucurăm. Magii la fel, L-au căutat, L-au găsit și s-au întors înapoi, plini de bucurie. Doamne, ajută-ne și nouă, ca totdeauna, cu ocazia acestor sărbători, să fie de fapt punctul principal al nostru căutarea Domnului nostru Iisus Hristos, găsirea și apoi bucuria. Dumnezeu să ne dea bucuria aceasta. Se mai pune problema dacă într-adevăr a fost pe 25 decembrie, așa cum sărbătorim noi. Și sigur, istoric, s-a ajuns la concluzia că nu este aceasta data. Și atunci ni se spune, de ce sărbătorim atunci? Sigur, dacă vă aduceți aminte, cu ani în urmă, fratele Beni chiar explica, sărbătorim ziua reginei într-un stat într-o zi, în alt stat în Australia, altă zi, în Anglia, în altă zi și așa mai departe. Și de fapt, niciuna nu prea corespundea cu ziua ei. Dar ce este important? Evenimentul. Nu știm când s-a născut Domnul Iisus, dar avem convingerea certă, reală, că El s-a născut, a venit pe pământul nostru și a trăit pe pământul nostru. Când? Dacă s-a ales o zi, spune cuvântul lui Dumnezeu și avem libertatea aceasta, prin Apostolul Pavel, că cine face deosebire între zile și consideră că una este mai importantă ca alta, pentru Domnul o face. Deci dacă s-a ales ziua aceasta pentru a-L slăvi pe Dumnezeu, foarte bine. Haideți să o facem, pentru că psalmistul spune în psalmul 2, versetul 12, dați cinste fiului, ca să nu se mânie și să pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Deci care este porunca lui Dumnezeu cu privire la fiul? Când spune, astăzi s-a născut, dați cinste fiului. Doamne ajută-ne să sărbătorim cu libertate, chiar dacă nu suntem convinși că aceasta este ziua, dar avem libertatea din cuvântul lui Dumnezeu să-L slăvim, să-L sărbătorim, să-I dăm cinste, pentru că este o cerință a cuvântului lui Dumnezeu. În al treilea rând, când vorbim despre dragostea lui Dumnezeu,
Nu putem vorbi doar despre jertfa lui, pentru că dacă n-ar fi existat un Betleem, n-ar fi existat o Golgota. Dar întâi a fost un Betleem și apoi a venit Golgota. Când vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, vorbim despre nașterea lui, viața lui, moartea lui și învierea lui, care toate în rând au contribuit să dovedească dragostea lui Dumnezeu față de noi. De aceea ne permitem și la sărbătoarea nașterii Domnului să-L slăvim pe El, să-I mulțumim, să ne exprimăm bucuria și totodată să vedem dragostea Lui, chiar și prin faptul că a venit în lumea noastră. De ce? Pentru că în al patrulea rând nașterea Lui are valoare pentru noi. De aceea sărbătorim nașterea, are valoare pentru noi. Pentru noi toți, pentru tot norodul, a fost sursa bucuriei și este bucuria. Dar pentru Domnul nostru Iisus Hristos a fost renunțarea la slavă, a fost luarea unui chip de rob, a fost smerenia. Că spunea Apostolul Pavel, a coborât în părțile cele mai de joase ale pământului. Atât s-a smerit Domnul nostru Iisus Hristos. El care a făcut cerurile și pământul, El care a făcut cosmosul, lucruri care le vedem, le știm, am auzit despre ele, dar și lucruri pe care nu le știm și n-am auzit despre ele. Și le vom vedea atunci, lucrarea măreața Lui. Și totuși într-o zi a trebuit să explice, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și pleca capul. A venit la smerenie și nu numai la smerenie, a venit să-și dea viața pentru noi și să moară. Într-o zi spunea ucenicilor, sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Doamne, izbăvește-mă de ceasul acesta? Tocmai pentru ceasul acesta am venit în lume, spunea el. Domnul Iisus s-a născut, a adus bucurie, dar în același timp pe El a costat. Haideți să prețuim lucrul acesta și să valorificăm pentru slava lui Dumnezeu și pentru binele nostru. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, să-L rugăm ca îndurările Lui să fie în continuare peste noi, să avem parte de bucurie, de fericire, dar și de mântuire în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Biserica rămâne pe loc după rugăciune, sigur copiii vor ieși primii, după aceea și părinții și Domnul să ne dea tuturor bucurie. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta, amin.